Urmărește toate meciurile din Liga 1, din orice colț de lume, pe primaplay.ro. Balici. Said Ahmed la Tovlevici, la Tovlevici. 24. Echipamentul de centenar, dacă vreți, pentru acest club de referință, pentru istoria fotbalului. Un prim șut și o primă minge pe 6 metri și prinde croitorul. Reziste lui Latovlevici, se descurcă foarte bine. Telcean, centrare și intervenție fabuloasă a lui Păduraru la lovitura de cap. Scutarul trimite apoi în afara terenului, este corner pentru FC Argeș. Da, Doru Andrei întârzie puțin, aici Fanionul rămâne jos și este șut slab a lui Octavian Ursu, care cred că mediaș. Ursu a jucat 14 meciuri în retur. A Pamfile recepționează o gheată în plină figură. Mai e o jumătate de repriză. O minge care se duce direct spre poartă. Eroare imensă, eroare imensă a lui George Păduraru, care cumva pune mâna pe mine. Este anulat. Nu este offside. Ce eroare! Acum nu știu dacă erau ambele mâini pe minge. Sincer, dacă piteștenii nu pot invoca anularea pe nedreptă a acestui gol or al Piteștiului. Pițian nu riscă. E galben văzut de Ursu, e al doilea. Ursu e la al doilea galben. Ima. Ursu nu vrea să iasă de pe teren. S-a reîntors la Giurgiu și a plecat apoi la Sparta Praga, e adevărat, unde a avut parte de succes. Este ocazie pentru Timișoara. Respinge Croit. Bancul stâng, primește la Tovlevici. Centrarea lui la Tovlevici și aria se reprise de prelungire. La Tovlevici cu elan mare. La Tovlevici, 1-1. Ambii portari nu au ghicit colțul, au plecat în cealaltă parte.
Ișvan se apropie de Mince, în vinclu direct. 2 la 1 avantaj după două serii. Arias cu elan scurt, Arias apropie de minge, Arias! 3 la 2 pentru Argeș. Urmează a patra serie. Se apropie de minge Diogo Viana pe centrul porții. 4 la 3 pentru FCE Argeș. Dacă Timișoara ratează următorul penalti, Argeșul este în semifinale. Se apropie de minge Fatai Bargo. Argeșul merge în semifinale. De finală, Timișoara iese cu capul sus din Cupa României după ce elimină Rapidul în optim și după ce rezistă 120 de minute fără să ia gol în fața